Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Nu dați prilej diavolului. Să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. Efeseni, capitolul 4, versetele 26 și 27. Un expert în probleme de căsnicie și familie scria: nu certurile trebuie să îngrijoreze pe cei căsătoriți, ci ceea ce se întâmplă după ce luptele s-au domolit. Am încheiat citatul. Aproape toți soții și toate soțiile experimentează conflicte din când în când, ceea ce nu e neapărat nesănătos pentru relație. O ciorovăială verbală care nu depășește limitele rezonabilului poate deschide ferestrele inimii, dându-le ocazia celor doi să-și verse năduful și să-și ușureze sufletul. Întrebarea importantă este: ce se întâmplă după ce se încheie o ceartă? În relațiile sănătoase, confruntarea sfârșește prin iertare, printr-o apropiere mai mare a celor doi, printr-un respect și o înțelegere mai profundă și uneori printr-o intimitate mai mare. În căsniciile instabile însă, conflictul nu este în totalitate rezolvat. Această situație este foarte periculoasă, întrucât consecințele unui conflict încep să se suprapună peste preludiul altuia. Este o idee bună ca cei doi să privească atent la ceea ce se întâmplă după o confruntare. Nu cumva ceea ce ai spus sau ai făcut a produs durere partenerului sau partenerei tale? Nu cumva trebuie să-ți ceri iertare pentru că ai atacat stima lui sau a ei de sine, în loc să te concentrezi pe problema care a dus la ceartă? Nu cumva există probleme substanțiale care nu au fost rezolvate încă? Dacă e așa, rezolvă-le numai decât înainte ca ele să erodeze relația din interior. Apostolul Pavel a înțeles acest principiu foarte clar: mâniați-vă și nu păcătuiți, să n-apună soarele peste mânia voastră și să nu dați prilej diavolului. El a scris aceste cuvinte cu 2 milenii în urmă, dar și astăzi ele reprezintă un sfat foarte prețios și pentru cei căsătoriți.